Salut și bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Hello Neighbor Alpha 3. Tocmai mi-a căzut ceva de pe birou, nu luați. Asta înseamnă nimic important. Astăzi vreau să mă prezint un pic, pentru că voi cu toții cu siguranță știți despre ce este vorba în acest joc Hello Neighbor. Noi acum vom juca versiunea pre-Alpha 3, adică ultimul Alpha apărut. Deci este ultima chestie, nu e ceva vechi sau ceva de genul, este ceea ce joacă toată lumea în momentul de față. Este foarte tare după mine. Eu sunt Alex și am două canale. Acesta este canalul meu de gaming și am și un canal dedicat. De fiecare dată când vorbesc mi se înfund nasul. Ok. Am și un canal dedicat vlogului pe care îl puteți găsi în descriere sau la channel box, desigur. Astăzi vom încerca să ajungem cât de sus posibil în acea casă. Dacă mai vreți episoade în continuare de Hello Neighbor, în care să mă alerg eu pe aici cu vecinul nostru care ascunde secrete și mistere incredibile, pentru că este un joc horror semi, mă rog, horror, hai să zicem creepy, pentru că te sperii un pic. Este un joc creepy combinat cu stealth, ceva de genul. Dar este un joc foarte interesant, credeți-mă pe mine, îmi place foarte mult și vreau să-l jucăm împreună. Bun. Hai să vedem ce putem să facem astăzi. Să sperăm că o să reușim să ajungem cât de sus. Bun, mă scuzați, de fiecare dată când vorbesc mai mult un pic mi se înfundă nasul și gâtul foarte tare. Bun, în primul și în primul rând noi o să intrăm în casa vecinului. Da. O să avem nevoie de această lanternă. Bun. Ai, băga mea, așa. Mă prinde, nu? Nu m-a prins. Ok. Hop. Mamă, ce m-am speriat, n-aveți habar. Ok, sunt destul de speriat în momentele alea în care el mă aleargă. Deci aveam nevoie de această lanternă în primul și în primul rând. Hai să vă arăt câteva chestii. Întâi și întâi vreau să mă asigur că... De ce o arunc în continuu? Nu vreau asta, eu vreau să o iau. Bun, vreau să mă asigur că aici e lumina aprinsă. Asta este lumina aprinsă, serios? Bine, hai, lasă așa. Aici vreau să mă asigur că e aprinsă. Aici, din câte știu, e aprinsă. La baie vreau să o aprind personal. Hai, așa. Și am să vă arăt cum să ajungem în episodul acesta sus de tot, practic. Hai sus aici, unde avem ușa încuiată. N-aveți habar cât de tare este să ai o ușă încuiată la tine în propria ta casă. Foarte interesant acest aspect. Oh my god, serios? Serios? S-a prins singur capcana, foarte tare. Îmi pune mie capcana și se prinde el. Dar, da, e bine, vecinul nu poate să mă prindă aici, pot doar să-i bag lanterna în ochi. Eu deocamdată sunt interesat să fac rost de două chei și voi face rost de ele, vă promit, pentru a putea ajunge acolo sus. Pentru că episodul e destul de lung, adică fac episoade destul de lungi. Ok, am să sar un pic aici să zburd. Hop. Ok, cred că o să mergem în scurt timp. Mi-e frică pentru că nu pleacă din zona asta, vedeți și voi. Uite-l. Ok. Serios? Dar cum? Am lovit aia, dar... Păi, du-te acasă că n-ai nimica. Doamne. Vecine, culcă-te că e ora culcării. Adică nu vezi cât de bezne afară. Apropo, în acest alfa, nu știu dacă știți, eu vă zic oricum, este doar seara. Așa este făcut de developeri. Nu avem ce să facem. Ok. Nu mai e acolo. Nu înțeleg chestia asta. Deja mi se pare nesimțire jocul acesta. Bun. Hai facem altceva. Fiți atenți. Dacă nu, cumva mă vede și pe aici am puii mei. Bun. O să mergem pe aici. Și uite aici. Dăm toate astea la o parte. E a doua oară când încerc să filmez și deja le știu pe de rost. Și găsim acest magnet. Ok, nu pot să intru. Ia-l. De ce nu-l ia? Pick up, hai. Nu mai am loc? Nu mai am loc, nu-i așa? Da. O să arunc ceasul, că nu mai trebuie. Ok. Și o să luăm magnetul. E. Ok, destul de complicat cu controlele astea. Am plecat. Îl aud și nu e ok. Iar trece pe aici. Nu știu pe unde este acum, pentru că nu îmi pot da seama. Exact, vedeți și voi. Bun, două secunde, vreau să mut asta pe primul slot, dar nu pot. Decât să arunc mărul.
Aruncă-l. Aruncă și lipiciu. Am făcut o baltă de lipici. Asta era destul de bună împotriva Sada. Eu am făcut-o. Ah, și nu mi s-a dus pe primul slot. Ok, poate doar să o arunc. Lanterna. Să o iau. Haide, haide. O iau și îmi pune pe primul slot. Și ăsta îl arunc și îl iau și mi-l dă pe primul slot. Ok, asta am vrut să fac așa ca... Serios? Bun, e nebun. Aici în casă, la intrare, avem o cheie destul de interesantă, de care avem nevoie. De ce pui mea mă arunca lanterna? Că nu o mai găsesc acum. Bă, ești nebun? Unde e lanterna? De ce am făcut asta? De ce apăs mereu pe click dreapta? Cine naiba pune să arunci pe click dreapta acum, serios? Deci, cine naiba pune butonul de click dreapta pentru a arunca, da? E ciudat. Uitați-vă la el. Deci nu pot să fac nimic în prezența lui. De-aia trebuie să intru atât în casă sau să se culce sau să facă ceva. Dar e un vecin care nu doarme. Asta e destul de ciudat. Nu pricep de ce nu vrea să doarmă. E vecinul care n-are nevoie de somn. Bate vântul pe afară. Eu o să sar pe aici ca o căpriță. Și acum intrăm în casă, cred. Du-te, Doamne, iartă-mă. Nu e posibil așa ceva. N-ai, nu, nu, n-am șanse în ritmul ăsta. Trebuie să-l las să mă prindă, cred. Ia, prinde-mă. Haide. Ok, poate dispare, da. Și, Doamne, și să sperăm că apare altundeva. Serios? Holy fuck. You crazy motherfucker. Ok, lasă-mă prinde. Prinde-mă. Trebuie neapărat să... Ok, fii atent, știi ce? O să-ți iau roata de la mașină. Am să îți sparg geamul acesta. Ai să-mi ba piciorul, m-a prins, nu-i așa? Mama, am scăpat, ok. Bine, hai, prinde-mă, știi ce? Ba nu, după aia dispare, după aia se repară geamul, asta e nașpa dacă mă prinde. Și învață trucuri noi, de fiecare dată când te prinde el, învață trucuri noi, ceea ce este foarte nașpa, după părerea mea. Deci nu trebuie să-l las să mă prinde pentru a nu învăța trucuri noi. El învață pe unde mă prinde pe mine, adică pe mine dacă m-a prins acolo, el... De data viitoare își ia măsurile de precauție, you know? Interesant. Bun, putem să luăm un binoclu. Acum l-am găsit pentru prima dată. Și putem să ne urmărim vecinul îndeaproape dacă dorim să facem chestia asta. Și chiar cred că o să o facem. Ok, se duce încolo. Dacă o va lua în spate, eu voi intra în casă. N-are cum, n-are cum. E bugăit rău de tot jocul. Nu înțeleg de unde mă știe că s-a acolo, dar trebuie să urmărim să plece de tot. Pentru că în ritmul acesta n-avem șanse. Ok, vedeți voi, vecinul a intrat cu mașina în acest gard. Nu prea știm nimic, adică de ce sau lucruri de genul acesta. Bun. Bun, ne trebuie un de ăsta. Fiți atenți. Nu așa se pune. Cum se pune un scaun? Cu ei, cred, nu? Bun, așa se pune un scaun. Iar noi trebuie să apăsăm acel buton. Sau să tragem acea manetă. Ce-o fi. Bun. Acum noi trebuie să... Bun, am tras maneta, iar noi acum avem nevoie de ăsta pentru a putea trage cheia. Iar noi, așa, am făcut rost de cheia vecinului. Aceasta este prima cheie de care avem... Unde e cheia? O am? Mă băieți, eu n-am luat cheia? Iau. Ok. Ok, nu lasem cheia. Ciudat, dar bun. Mai avem nevoie de o cheie. O să vă arăt cum o luăm pe a doua. A doua se e destul de greu, dar cred că o putem lua. Nu știu acum cum să... Ok, acolo în grădină. Fix pe acolo va trebui să o luăm și noi. Deci nu o să mergem în momentul de față. Deocamdată doar o să stăm. Uite aici și o să-l privim cum intră în casă sau ce face el. Pentru că... Dar să cam uită la mine și nu-mi place chestia asta.
Adică se cam holbează, nu că se uită. Ok, se uită în jur. După ce s-a uitat la mine, foarte tare. Și acum cred că se duce din nou. Facem un conjur al casei. Deci cred că o să intru prin casă până la urmă. Pentru că eu am o treabă înăuntru, n-am afară, dar... Ok, cred că asta o să facem. Să intrăm pe aici. Dar, sincer, cu exactitudine... Exactitudine se zice? Sau exactitudine? Cred că exactitudine, nu știu. Ok. Uite, asta trebuie să facem. Bun. De aici, noi vom intra aici. Și avem ușa închisă. O putem să deschidem oricând cu această mică lever. Vedeți, voi am deschis-o. Am închis-o pentru că nu vrem să ne prindă vecinul. Și deschidem această ușă. Iar nu ne trebuie un item de aruncat, nu știu. Hai să zicem că nu ne trebuie binoclul în momentul de față. O să luăm acest tablou, o să-l aruncăm, uite, acolo. Ok, am dărmat chestia aceea. Trebuie să intrăm. Chiar nu sunt în stare să sar. Hai de viața mea. Și nu mai am nici binoclul. Fuck, sunt fraier. Am pierdut binoclul acum și nu mai pot trecui, ca să zic așa. Nu mai pot urmări unde se duce, dar e foarte ok pentru că noi avem nevoie să sărim acolo, dar e foarte grea săritura aia, după părerea mea. Am încercat să sar de foarte multe ori de când mi-am luat și eu jocul, dar nu... Come on. Și știți voi că e destul de greu să faci rost de joc. Relativ greu, mă rog. Poți pur și simplu să contactezi developerii și primești o cheiță sau... Eu așa am făcut. Dar hai acum. Asta e cel mai nașpa, pentru că... Ok, e acolo. Ok, bun. E bine. Asta nu înțeleg ce-mi bagă muzica, pentru că el nu este aici. Nu e în casă el. Nu înțeleg de ce-mi bagă sunete ca și cum ar merge prin casă, pentru că el nu este în casă, dar... E încuiat, ok. Asta e el construind sau what the fuck? Ce-a fost chestia aia? Wow, asta a fost ciudat. Dar noi, acum, o să avem nevoie să putem sări aici, dar nu pot eu. O să iau asta cu mine în caz de orice, pentru că, you know, cine știe. Nu știu cum putem face săritura asta, dar avem aici o încăpere care văd că e încuiată și cred că putem folosi cheița aceasta, cred, nu sunt. Ah, cheița aceasta se folosește aici. Bun, hai, ok, am intrat aici. Măcar atât. De unde putem la pușca, ceea ce este foarte interesant cu pușca. Ne putem să-l... Dar nu am toate sloturile. Bă, da, am toate sloturile full. Trebuie să arunc binoclul, că nu mai am nevoie de el. Dar pușca, trebuie să tragem cu ea. Și dăm stun vecinului. Bun, suntem într-o baie. Suntem într-o baie de la etaj, dar ce este aici? Adică nu prea cunosc casa prin acest loc. Ia, am o lumină aici? Ok, era acea lumină care era deja aprinsă. El este în această... El e în camera aceea și doarme? De ce? Holy fuck. Vine, dar... Nu mă prinde, ok. Dar de ce nu pot sări acolo? Adică, doamne, cât de tăcut am fost în momentul acesta și nu vreau să se întâmple asta, dar... De ce nu pot sări? Asta este marele meu dubiu. Pur și simplu, nu pot face acea săritură. Este extraordinar de grea. Nu înțeleg dacă e vreun trick sau ceva, dar... Oricum, eu cred că vom încheia episodul aici. Vreau să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cu toții dacă vă place jocul, dacă mai vreți să-l filmăm și vreau să-mi spuneți alt lucru și mai important, să-mi lăsați sugestii. Vreau să-mi lăsați sugestii de ce să filmez, ce jocuri v-ar plăcea. Desigur, eu aveam un trecut pe acest canal pentru că n-am mai am niciun videoclip, pentru că videoclipurile mele le-am șters eu crezând că n-au calitatea necesară pentru a fi încărcate pe acest canal. Eu acum mi-am schimbat calitatea și am schimbat totul și
nu o să mai joc jocuri pe telefon cum mă jucam înainte pe acest canal. Cine știe, poate să mă mai joc, dar nu deocamdată, nu prea am nu prea mai doresc să fac chestia asta, am doresc să mă joc doar jocuri din acestea, jocuri noi, jocuri frumoase. O să mă mai joc și Counter-Strike, o să mă mai joc GTA 5 cu siguranță, pentru că am zis, mi-am făcut un upgrade foarte bun la calculator și am o placă video de 6 GB RAM GTX 1060, cu siguranță o știți. Iar eu, având acea placă video, nu voi vrea să mă joc jocuri slabe. O să vreau să mă joc și jocuri pe care să le duc. Adică, înțelegeți voi. Oricum, eu am fost Alex și până la viitoare, fraților, nu uitați că, nu știu, chiar nu am gândit la niciun outro, deci, don't blame me for that, dar, da, ne revedem la această casă minunată. Bye!